Te salut în lumea informaticii. Hai să explorez. Să presupunem că se caută un număr întreg x în intervalul m egal interval închis de la A la B, pentru care are loc egalitatea C ori X plus D egal E ori X plus F, în care A, B, C, D, E și F sunt numere întregi date, cunoscute. Această propoziție matematică se numește ecuație în care x este variabilă. Mai concret, să presupunem că se caută un număr întreg x în intervalul m egal interval închis de la minus 1 până la 4, adică în mulțimea minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, pentru care are loc egalitatea 5 ori x minus 4 egal 3 ori x plus 2. Valorile variabilei x care sunt în m și pentru care are loc egalitatea se numesc soluții. Valoarea x egal 3, de exemplu, este o soluție a ecuației pentru că aparține mulțimii m și introducând valoarea 3 în loc de x, obținem 5 ori 3 minus 4 egal 3 ori 3 plus 2, adică 15 minus 4 egal 9 plus 2 sau 11 egal 11, care este o afirmație adevărată. Valoarea x egal 5 nu poate fi soluție pentru că nu aparține la mulțimea m. Soluțiile ecuației se caută numai și numai în mulțimea m dată. Dacă se caută un număr întreg x în mulțimea m egal interval închis de la minus 1 la 2, adică în m egal minus 1, 0, 1, 2, pentru care are loc egalitatea 5 ori x minus 4 egal 3 ori x plus 2, atunci observăm că nu există nicio valoare de acest fel în m, deci spunem că această ecuație nu are soluție. Nu are soluție în M. Cerință. Construiți un program în Scratch care caută soluțiile întregi ale ecuației A ori X minus B egal C ori X plus D în mulțimea M egal interval închis de la A la B. Valorile A, B, C, D, E și F se vor citi de la tastatură. Se vor lua toate valorile întregi x din m și pentru fiecare element se va afișa unul dintre mesajele x este soluție sau x nu este soluție. Dacă nu va exista nicio soluție, atunci se va afișa mesajul nu există soluții în m. Pentru început, citim de la tastatură valorile cunoscute A, B, C, D, E și F. Prima valoare pentru X va fi chiar capătul din stânga al intervalului dat, cea mai mică valoare din mulțime. Deci setăm X la A. După aceea repetăm până când x devine b plus 1, structura aceasta repetitivă
își va înceta activitatea, adică se va opri. Dacă avem soluție, se afișează un mesaj, altfel se afișează alt mesaj. Dacă avem soluție, atunci spunem. Alăturăm valorii X, expresia este soluție, adică se afișează X, valoarea lui X, este soluție. În 4 secunde. Și tot așa, dacă X nu este soluție, se afișează X nu este soluție, tot pentru 4 secunde. Pentru a avea o soluție, trebuie să avem egalitate între valorile celor două expresii, adică C ori X plus D ar trebui să fie egal E ori X plus F. Această egalitate are sau nu are loc, în funcție de aceasta, mesajul afișat este unul sau altul. Ca să nu avem un ciclu infinit aici, va trebui să mărim valoarea lui X cu o unitate, utilizând acest puzzle în care alegem X să crească cu o unitate. Desigur, o să concatenăm, o să cuplăm cele două blocuri. Le-am ținut la vedere ca să înțelegeți cum se compun aceste blocuri. Da? Dar după aceea, sigur, trebuie să avem o singură aplicație. Dacă mai folosim o variabilă, numită OK, putem seta valoarea acestei variabile înainte de ciclu la 0, iar în momentul în care avem prima soluție, să avem o soluție, setăm valoarea lui OK la 1. A păstrat această valoare 0, asta înseamnă că nu a primit valoarea 1, adică înseamnă că nu a existat nici o soluție. Putem să ne folosim de această informație și mai afișăm dacă variabila OK a rămas la valoarea 0, atunci spunem că nu există, soluții. Altfel, vom spune că ecuația dată admite cel puțin o soluție. A egal minus 1, B egal 4, A egal minus 1, B egal 4, C egal 5, D egal minus 4, E egal 3 și F egal 2. Minus 1 nu este soluție, 0 nu este soluție, 1 nu este soluție, 2 nu este, atenție, 3 este soluție, 4 nu este soluție,
spunem că ecuația dată admite cel puțin o soluție. Timpul de afișare a fost cam scurt. Haideți să punem 5 secunde chiar și aici și aici. Mai rulăm o dată și introducem așa. A să fie tot minus 1, dar B să fie 2 numai. Adică utilizăm un interval mai mic. C egal 5, D egal minus 4, E egal 3 și F egal 2. Minus 1 nu este, 0 nu este, 1 nu este, 2 nu este. Temă propusă. Construiți o aplicație asemănătoare pentru a căuta soluțiile întregi ale unei ecuații de altă formă. De exemplu, a ori x pătrat, care se poate scrie a ori x ori x, egal b ori x plus c, în mulțimea m egal interval închis de la d la e, unde valorile întregi a, b, c, d și e vor fi citite de la tastatură. Succes!